Radu Iacob are 76 de ani și abia mai merge sub povara bătrâneții și a greutăților prin care a trecut. Pățania lui e demnă de cartea recordurilor în ceea ce privește zelul polițiștilor. Poliția locală de la Pitești a dat o amendă de 200 de lei pentru că a înjurat un câine după ce patrupedul îl trântise la pământ. Un câine mare, solid, așa, a sărit, deci eu nu l-am văzut, deci am trecut pe lângă ei. A sărit la mine, avea botniță, dar era solid. A dat cu mine, s-a suit sus pe mine și a început să râcă. Eu țâpam și ți-ar câine al b***a, am zis. Și ți-ar câine, aoleu, ți-ar câine al b***a, mă durea spate. În procesul verbal sosit la o săptămână după eveniment, scrie negru pe alb că bătrânul a proferat injurii și expresii jignitoare împotriva altor persoane, de natură să lezeze demnitatea și onoarea acestora. Cazul este fără precedent în analele poliției. Colegii agentului de la Poliția Locală din Pitești au încercat să mai spele din rușinea pe care colegul lor a aruncat-o asupra instituției. O doamnă care își plimba câinele a fost agresată de mai multe persoane. Am trimis o echipă la fața locului, unde s-a constatat că acele persoane i-au adresat injurii doamnei care plimba acel câine, ba mai mult decât atât, una dintre persoane recalcitrantă a luat un băț și a încercat să lovească cățelul respectiv. Până una alta, bătrânul a rănit grav onoarea și demnitatea câinelui, după cum a notat agentul constatator în procesul verbal de contravenție. Deși în vârstă și bolnav, Radu Iacob nu vrea să lase lucrurile așa, la bunul plac al unui polițist comunitar, și a depus plângere la judecătoria Pitești pentru anularea amenzii, considerând că aceasta nu e nici temeinică, nici legală.